Într-adevăr, fraudele prin tokenizarea cardurilor în dispozitivele electronice și de cele mai deseori acesta este telefonul, au loc prin intermediul introducerii datelor cardului în portofelul electronic și ulterior efectuarea plăților la comercianți. Achitarea prin intermediul telefonului reprezintă o evoluție în domeniul cardurilor și este o metodă de achitare foarte comodă, însă la rândul său a atras și anumite scheme de fraudă. Schemele de fraudă constă în faptul că fraudatorii expediază un SMS clientului și pretinde că acest SMS sunt de la anumite companii care prestează servicii poștale sau de la organizații de stat, precum serviciul VAMAL, și informează pe clienți precum că coletul pe care îl așteptați dumneavoastră de peste hotare este la hotarele țării la moment și pentru a fi livrat este necesar să achitați un comision suplimentar. Pentru achitare este necesar doar să accesați linkul din acest SMS și este foarte simplu. Clientul accesând linkul respectiv, îi se deschide o pagină care pretinde a fi de la compania respectivă, introduce toate datele de card, precum numărul cardului, terminul de valabilitate, codul CVV și parola pe care o primește prin SMS de la bancă și în rezultat fraudatorii culeg toate aceste date și își tokenizează cardul în dispozitivul său, în portofelul electronic din telefonul său și ulterior efectuează aceste achitări. Îți recomandăm de asemenea să fii atenți la SMS-urile pe care le primești din partea băncii. Banca, când expediază această parolă, te informează că la momentul actual are loc o adăugare a cardului tău într-un portofel electronic și când acest proces deja este finalizat, banca din nou îți expediază un SMS și te informează că cardul dumneavoastră a fost adăugat cu succes în acest portofel electronic. Dacă ai primit astfel de mesaje, poți să blochezi cardul de sine stătător accesând aplicația mobilă MyBank sau prin apel la Contact Center la numărul 1313.